Bun găsit la știri, sormonii care sunt cele mai importante evenimente din Pașca, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Caz tragic, într-o comună din apropierea orașului Hârlău, un bărbat a fost găsit în stare gravă pe marginea drumului de către un trecător care a sunat la 112. Medicii au încercat să-l stabilizeze pe necunoscut, însă la câteva ore acesta a murit. Cazul a fost preluat de polițiști, iar acum autoritățile încearcă să afle cum s-a produs tragedia. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din satul Fetește a murit aseară la spitalul din Hârlău în condiții suspecte. Localnicul a fost găsit în jurul orei 22 cu fața în jos, inconștient, pe marginea unui drum din localitatea Sticlăria, în apropierea mănăstirii Sângea Basaraba. Un trecător l-a văzut și a sunat de urgență la 112. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD care a preluat victima și a dus-o la spitalul orășenesc din Hârlău. Personalul medical a constatat faptul că pacientul avea multiple răni și un picior rupt, iar în scurt timp a și murit. Ieri, pe data de 14.02.2017, la ora 21:25, a fost adus cu echipa SMURD un cetățean de aproximativ 55 de ani, decedat și politraumatizat de cauze neprecizate, găsit pe șoseaua Hârlău-Scobinți, în zona mănăstirii Basarab, care a fost depus la morga unității și urmează să efectua examenul medico-legal pentru precizarea situației. Medicii au anunțat poliția pentru a face cercetări. O echipă de criminaliști s-a deplasat la locul unde a fost găsit bărbatul și au făcut măsurători. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost găsit într-o baltă de sânge pe marginea șoselei. A fost transportat de urgență la Spitalul Orășenesc din Hârlău. În prezent, polițiștii fac cercetări cu privire la cauzele care au dus la deces. Din primele informații, ar fi două posibilități care au dus la tragedie. Bărbatul a fost fie victima unui accident rutier, fie agresat de către un necunoscut. Trupul neînsuflețit este la Institutul de Medicină Legală din Iași pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Vântul puternic de azi noapte a creat probleme șoferilor aflați pe drumurile din județ, astfel după mai multe ore de viscol pe 12 tronsoane de drumuri județene s-a circulat cu dificultate și chiar cu restricție pe un singur sens de mers. Utilajele de dezăpezire au intervenit, iar situația s-a remediat până la primele ore ale dimineții. În urma viscolului din noaptea trecută, care afecta județul, așa au existat mai multe tronsoane de drum județene pe care s-a circulat în condiții dificile, cu restricții pe un singur sens. De exemplu, drumul județean 208L Pașca Miroslovești sau drumul județean 281 Sirețel Sticlăria. În urma viscolului de noaptea trecută, care a afectat județul Iași, există în acest moment mai multe tronsoane de drum județean pe care se circulă în condiții dificile, cu restricții pe un singur sens. Acestea sunt în mare parte în zona Pașcaniului și anume Blăgești, Coasta Măgurei, Pașcani, Miroslovești, Sirețel, Sticlăria, Cogălniceni, Oboroceni, Movileni, zona Podului Loaiei Românești, Cotnari, Hodora, Belcești, Popești, Mădârjac, Mădârjac, Pojila, Țibana, Plugari, Borosoaia, Vlădenea, Andrieșeni și două zone în apropierea Răducăneniului, Moșna, Grozești și ieșirea din DN28 spre Cozmești. Și astăzi s-a acționat pe drumurile cu probleme din județ. Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a mers în teren să verifice starea drumurilor și modul cum se face dezăpezire. Cozmești. Se acționează în continuare pentru lărgirea suprafeței carosabile și înălțarea stratului de zăpadă, cu 4 autofreze, 15 autocamioane cu lamă și sărăriță, 4 autogredere și mai multe încărcătoare frontale. Rugăm ieșenii care doresc să tranziteze aceste trasee de drumuri județene să se informeze în prealabil la comandamentul de urgență al Direcției Județene de Drumuri pentru a afla situația actuală. Utilajele care sunt utilizate la dezăpezire sunt monitorizate prin sistem de supraveghere de tip GPS. Linkul pentru monitorizarea utilajelor de pe internet îl puteți accesa de pe site-ul instituției icc.ro. Consiliul director al Arsacii s-a amânat luarea unei decizii cu privire la cererea de majorare a prețului la serviciile de apă și canalizare. Discuțiile au avut loc astăzi, dar subiectul va fi dezbătut în următoarea ședință, pe motiv că operatorul Eșan a obținut încă avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Apa Vitală a solicitat majorarea prețului cu câte 0,2% pentru fiecare metru cub, atât la apă cât și la canalizare, pentru creșterea fondului de investiții. Astăzi, în ședința Consiliului Director Arsacis,
s-a discutat solicitarea APA Vital de majorare a tarifului pentru următoarea perioadă, majorare care să acopere necesarul de investiții pe care are de făcut operatorul. Consiliul Director nu a putut lua nicio decizie, întrucât până în acest moment APA Vital nu a obținut încă avizul ANRSC. A rămas să discutăm peste două săptămâni în AGA dacă până atunci va primi APA Vital acest aviz. La ședința de astăzi a participat și primarul Dumitru Pantazi, asta deoarece conducerea Arsacei s-a luat în discuție și situația specială de la Pașcan și conflictele juridice privind plata redevenței la apă. Nici pe acest subiect nu s-a ajuns la niciun rezultat, opiniile celor două părți fiind în continuare diferite. De asemenea, am discutat și problema redevenței la Pașcani, respectiv ce se va face cu factura emisă de primăria Pașcani pentru diferența de redevență pe perioada 2014-2016. Nici aici n-am putut lua o hotărâre, întrucât acțiunea pe care o avem noi în instanță pentru anularea articolului 7 din hotărârea 88/2015 încă este în derulare. Avem un termen pe 28 februarie. Primăria Pașcan solicită plata redevenței la apă, 1,8 milioane de lei pe an, pentru achitarea datoriilor rămase din investițiile de reabilitare a rețelelor de aducțiune și a stației de purare și a trimis deja o factură cu diferențele din anii 2015 și 2016. De cealaltă parte, primarii din județ, membrii în Asociația Județeană Arsacis, au respins pretențiile Consiliului Local Pașcani și au atacat hotărârea în instanță. Soluțiile urmează să fie găsite în urma unor discuții care vor avea loc la Pașcani între specialiștii celor două părți, deși consilierii au respins categoric cererea de mediere a conflictului. Până la finalizarea acestei acțiuni nu putem lua nicio decizie. A rămas să mai avem niște discuții cu reprezentanții primăriei Pașcani și cu reprezentanții APA Vital pentru a încerca să deblocăm situația, să găsim o cale care să deblocheze această situație. Oricum, legal, noi suntem deocamdată în prevederile contractului de delegare semnat între Asace și APA Vital privind modalitatea de calcul. Aceasta este, cum spun, la data de astăzi, modalitatea pe care noi o considerăm aplicabilă în raport cu APA Vital. Menționăm că primul termen pe fond al procesului dintre Arsaci și Consiliul Local Pașcani pentru anularea hotărârii privind plata redevenței la apă ar urma să aibă loc pe 28 februarie 2017 la Tribunalul Iași. Din acest motiv este foarte probabil ca operatorul lejean să refuze plata facturii până la rezolvarea litigiului. Peste 200.000 de fire de flori sunt pregătite în această perioadă în serele din Pașcani pentru înfrumusețarea orașului în sezonul cald. Muncitorii însămânțează de zori, iar lucrările vor începe imediat după sărbătorile pascale, unul dintre motive fiind să nu cadă bruma ce ar putea distruge florile. Așa arată florile, ce la vară vor înfrumusețea în zeci de culori, esplanada, centrul Pașcanului, zonele circulate din oraș. Frunzulița, acum, muncitori au grijă de miile de fire de petunii, gazane, salvii sau cana indica să crească pentru a putea fi puse în diferite modele și forme în ronduri. În total sunt pregătite peste 200.000 de fire de flori, ce vor fi plantate după data de 15 aprilie. Serviciul Seră și Administrarea Spațiilor Verzi se pregătește în această perioadă pentru ce se va întâmpla în această primăvară. Ne referim aici la plantări pe raza municipiului Pașcani. Am pregătit 200.000 de fire din diferite flori. Vorbesc aici de petunii, gazane, salvii, tagetes și cana indica. Sunt florile pe care pășcănenii le văd de obicei în fiecare an în spațiile verzi. Vă spuneam că sunt un număr de aproximativ 200.000. Undeva după jumătatea lunii aprilie vor începe să planteze cei de la serviciul respectiv, pentru că așteaptă să treacă perioada de brume. Pentru a reduce cheltuielile cu serviciul de sere din cadrul primăriei municipiului Pașcani, șeful compartimentului Cristian Lorenț a plantat sute de puieți de tuia, mesteacăn sau paltin, ce speră că se vor prinde și în următorii ani vor decora unele zone din oraș. În acest moment copăceii sunt cumpărați, însă prețurile sunt foarte mari.
Mai putem spune că undeva peste 3 ani de zile același serviciu pregătește deja și partea de copăcei, pentru că administrația locală mereu cumpără acești copăcei și nu sunt deloc ieftini. Au pregătit catalpa, mesteacăn sau paltin și tuia, sunt deja pregătiți și abia peste 3 ani de zile vor fi gata de plantat în municipiul Pașcani. Menționăm că la Sera din Pașcani lucrează 20 de persoane. Din fericire, românii rămân la tradiție și își botează copilul cu nume românești. Cu toate acestea, nu este ceva nou faptul că părinții se lasă influența și de numele la modă din anul în care s-a născut cel mic, astfel că alegerea numelui copilului ține cont și de latura tradițională, dar și de influența modei. Sute de bebeluși au venit pe lume în ultimele luni în municipiul Pașcani, iar părinții au decis să-și numească copiii cu nume românești, cum ar fi Andrei, Ștefan, Ionuț, Maria sau Ioana. Pe listă sunt și nume mai ciudate, însă trendul e cu nume tradiționale și pentru că trebuie să poartă numele părinților sau bunicilor. Aveți copii? Bună ziua, da. Cum îi cheamă? Constantin, Sebastian și Maria Elena. Ați ales nume românești. Da, de ce? Da. Și nu nume din... Păi ca să păstrăm tradiția în primul rând și să respectăm sfinții și înaintașii noștri. Mihai și Vasilică. Și cum de ați ales să puneți nume românești? Că-s nume... Ca să aibă zi. Ioana. Ioana Beatrice. Ați ales un nume românesc. Normal. De ce? De obicei toată lumea preferă pentru numele din... Pentru că majoritatea din familie am bunici și nepoate pe care le cheam așa și mi-a plăcut. Dintotdeauna mi-a plăcut de când eram eu mică. Bogdan. Ați ales un nume românesc? Da. Știți că de obicei toată lumea alege nume din telenovelă. De ce ați ales un nume românesc? Pentru că am născut în România și asta a fost destin, da, soarta. Ați gândit să-i puneți, știu eu... Nu. Am pus Bogdan Gabriel datorită faptul că pe mine mă cheamă Gabriela. Și Bogdan, drept să vă spun, a venit mergând în drum spre maternitate. Cum te cheamă? Denisa. Așa, îți place numele tău? Da. Preferai să te cheme altfel, de prin filme, de prin... Nu, îmi place numele ăsta. De exemplu, în numai o lună jumătate din anul 2017 s-au înregistrat la evidența populației aproape 100 de bebeluși, cei mai mulți fiind băieți. În anul 2016 au fost declarate 837 de nașteri, cu 30 mai puține față de anul precedent. Menționăm că cele mai populare nume de copii în prezent în țara noastră sunt în cazul fetelor Maria, Elena și Ioana, iar în cazul băieților Andrei, David și Alexandru. Folosirea exclusivă a tabletelor pe ambulanță pentru fișa pacienților nu este încă posibilă, chiar dacă de la 1 martie personalul medical ar fi trebuit să renunțe la scrierea datelor pe hârtie. Se va lucra în continuare, în paralel cu cele două modalități, deoarece încă se fac modificări la sistem. Sunt probleme legate de stocarea datelor sau semnalul gadgeturilor, deoarece în unele sate izolate nu există acoperire. Introducerea tabletelor pentru preluarea datelor pacienților în Serviciul Județean de Ambulanță Iași dă în continuare bătăi de cap celor care le folosesc. Deși de la 1 martie doar acestea ar trebui folosite pentru completarea fișelor, personalul medical va utiliza în paralel și formularele tipizate. Potrivit celor spuse de managerul instituției Florin Agapi, încă există dificultăți în folosirea gadgeturilor, iar termenul pentru folosirea exclusivă a lor a fost prelungit. S-a dat acest termen, dar deocamdată nu s-au mai făcut precizări vis-a-vis de termenul limită de la care nu se mai folosesc fișele de solicitare. S-a lucrat până acum, pentru că a fost dat în pentru câteva luni ca pilot și să vedem, să vadă cei de la STS cum funcționează și așa mai departe. Oricum, mai sunt încă probleme de rezolvat. Sistemul este în continuă perfecționare și se lucrează la rezolvarea problemelor legate de stocarea datelor sau lipsa semnalului din unele sate izolate din județ. Mai sunt încă probleme, nici probleme tehnice. De acoperire, probleme de faptul că la un moment dat este un volum foarte mare de informație și sistemul nu poate să înghită, ca să spun așa. La Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău sunt 9 tablete pentru ambulanțele de tip B2 și C, cele care de altfel sunt solicitate pentru cazurile mai grave. Dotările au ajuns în stațiile din cele 3 orașe la începutul lunii septembrie anul trecut. De atunci, personalul medical transmite în timp real informații despre pacienții preluați.
Fișa electronică permite preluarea informațiilor încă de la momentul solicitării făcute prin 112 de bolnav. După ce salvatorii au ajuns la caz, ei pot transmite datele către spitalul unde va fi dus pacientul. Astfel există în permanență o conexiune între echipaj și unitatea de primiri urgențe. Menționăm că sistemul este implementat de Serviciul de Telecomunicații Speciale printr-un program european, iar în județul Iași au ajuns 51 de tablete. Zeci de elevi de la două licee din Pașcani și Târgu Frumos au participat azi la o activitate despre importanța bisericii în dezvoltarea învățământului. Doi profesori le-au povestit adolescenților despre cei care în trecut au pus bazele școlii românești. Acțiunea de astăzi face parte dintr-un proiect amplu ajuns la 10-a ediție, ce se va desfășura până la finalul lunii mai. Elevii de la Liceul Special Moldova din Târgu Frumos și cei de la Colegiul CF Unirea din Pașcani au participat la un proiect de acțiune comunitară la școala din municipiu. Doi profesori au discutat despre istoria bisericească și despre cei care au pus bazele școlii românești. Iată că dacă în anii precedenți sau la întâlnirile precedente noi am abordat teme mai mult religioase, ținând de cont de disciplina noastră la care suntem prezenți, de data aceasta, domnul profesor a venit cu ideea de a aborda și un subiect de istorie. Istoria bisericii și nu numai a bisericii, a țării noastre. Liceenii au fost implicați activ în dezbateri și și-au spus părerile în legătură cu rolul bisericii în educația lor în viața de zi cu zi. Mi se pare că este foarte important să mergem la biserică, deoarece acolo învățăm că trebuie să fim mai buni, mai solidari cu cei din jurul nostru. Și asta am învățat și astăzi la această activitate, deoarece, după cum ne știți, elevii de la Târgu Frumos au probleme cu vederea și noi astăzi am învățat că trebuie să colaborăm cu ei, să învățăm împreună despre o lecție. Astăzi am vorbit despre Mitropoliții din Moldova. Consider că, în primul rând, prin taina spovedaniei, învățăm să ne recunoaștem greșelile și să le acceptăm. Iar, în al doilea rând, ora de religie la școală este foarte importantă, deoarece primii istorici, primele cărți au apărut de oameni ai bisericii, au fost scrise de oameni ai bisericii și face parte din istoria noastră și ceea ce suntem. Este a doua activitate din cele patru din cadrul proiectului Suntem Diferiți, dar totuși la fel, inițiat de profesorul Pășcănea Mugurel Spătaru. Rolul acestuia este de a integra elevii cu deficiențe de vedere în învățământul de masă și de a socializa cu ceilalți tineri. Noi am urmărit prin acest proiect să realizăm această colaborare între profesorii de aici și profesorul de la Târg Frumos și mai ales integrarea elevilor cu nevoi speciale în învățământul de masă. Și sperăm că am reușit să facem această integrare. Următoarea întâlnire va avea loc pe 16 martie la Târgu Frumos. În postul sărbătorilor pascale se va discuta despre spovedanii și mari duhovnici ai României. Cea de-a 10-a ediție a proiectului se va finaliza pe 18 mai la Pașcani, când cei implicați vor vorbi despre dezvoltarea creștinismului și cei doi împărați, Constantin și mama sa Elena. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, pe lângă ofertele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Iași, Primăria din Helești are două joburi disponibile. Este pentru conducător auto, pe mașina de pompier și un alt loc pentru consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice. Mai aveți la dispoziție câteva zile pentru a vă depune dosarele la unul dintre cele două posturi vacante scoase la concurs de administrația locală din comuna Helești. De exemplu, pentru ocuparea postului de conducător auto specială PSI, examenul are loc în ziua de 23 februarie, iar interviul următoarea zi, de la orele 10. Candidatul trebuie să îndeplinească anumite condiții. În luna martie avem propus spre angajare două posturi. Un post de șofer categoria C pentru mașina de pompieri. Un alt loc de muncă disponibil la Primăria din Helești este cel al unei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Helești în cadrul compartimentului achiziții publice. Concursul are loc în ziua de 3 martie, respectiv 6 martie, de la orele 10 la sediul primării. Condițiile pentru a aplica la acest post sunt: un post de referent superior, fapt consilier, funcționar public, trebuie să aibă facultatea economic sau juridic. Tot în această perioadă și AJUFM Iași a actualizat lista posturilor vacante din județ. Astfel sunt disponibile 590 de locuri de muncă, dintre care 34 pentru cei cu studii superioare. Cele mai multe dintre ele sunt în domeniul servicii, confecții și industrie. Mai multe informații găsiți pe site-ul bitv.info.
Reduceri de 50% pentru biletul de acces la concursul de Miss ce va avea loc vineri seara la Pașcani. Așadar, dacă vreți să vă relaxați și mai ales să susțineți candidatele la titlul de cea mai cea fată din municipiu, sunteți așteptați să faceți galerie, iar din buzunar trebuie să scoateți numai 12,50 de bani. Se anunță o seară plină de surprize frumoase, iar candidatele trebuie să treacă prin mai multe probe de defilare, printre care și cea de body sau ținută de seară. Aceste momente au loc în cadrul celei mai mari competiții de frumusețe din Moldova. Până acum s-au înscris 6 candidate. Vineri, pe 17 februarie, începând cu ora 18, pe scena Casei de Cultură din Pașcani va avea loc evenimentul numit Supermodel, Reginele Frumuseții, Pașcani 2017. La final, jurul va decide câștigătoarele. Premiile constând în excursii de 7 zile la mare în România, dar și taloane de pe care se pot cumpăra produse cosmetice sau să beneficiați de servicii de înfrumusețare. De asemenea, 3 fete vor intra direct în competiția Miss Moldova. Se vor acorda mai multe titluri de Miss. Premiile vor fi substanțiale, ele ajung undeva la valoarea de 2000 de euro. Este vorba despre 3 locuri o săptămână la mare, 3 locuri înscriere automată în toamnă la Miss Moldova 2017 și Miss Lingerie România 2017, plus că vor fi vouchere pentru produse și servicii de înfrumusețare. Evenimentul este programat pentru ziua de 17 februarie, începând cu orele 18:30 în sala de spectacole a Casei de Cultură din Pașcani. Prețul unui bilet pentru spectator fiind de 25 de lei pentru 2 persoane, subvenționat de instituția gazdă. Spectacolul va fi prezentat de Liviu Sorinel de la Miss TV România și Samir Marcu. Sponsorul acest eveniment sunt Aprodex, Lincas, Incanto Cafe. Primăria Târgu Frumos caută auditor. În cursul zilei de astăzi, pe site-ul instituției, a fost publicat anunțul pentru concursul de recrutare cu toate condițiile. Cei care vor să candideze pentru această funcție trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență și experiență de cel puțin un an. Administrația locală din Târgu Frumos caută auditor. Pe site-ul instituției din oraș a fost publicat anunțul privind organizarea concursului, ce va avea loc la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din București pe 20 martie de la ora 10. Persoana care va verifica activitatea primăriei în raport cu regulamentele și legile în vigoare trebuie să aibă experiență în domeniu cel puțin un an. De asemenea, sunt necesare studiile superioare de lungă durată, finalizate cu diplome de licență. Dosarele pentru concurs vor conține neapărat copia actului de identitate și a diplomelor de studii, formular tipizat de înscriere, o adeverință care să ateste vechimea muncă, cazierul judiciar, adeverință privind starea de sănătate și declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică. Mai multe detalii despre postul vacant și bibliografia concursului puteți vedea pe site-ul primariatârgufrumos.ro, secțiunea anunțuri. Joi 16 februarie, vremea va fi în general frumoasă, iar în regiunile intracarpatice va fi și ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, cu orări trecătoare la începutul zilei în sud-est, unde, izolat, vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse în general între minus 12 și 0 grade Celsius. În zonele joase de relief, îndeosebi în sud și est, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură, cu precădere în cursul nopții. Ziua de joi se anunță una cu soare, dar rece, în județul Iași. Cerul va fi parțial înorat, vor fi slabe șanse de precipitații sub formă de fulguială, umiditate ridicată și vânt care va sufla slab până la moderat. La primele ore ale dimineții, meteorologii anunță minus 6 grade Celsius, temperaturile fiind mai ridicate la amiază. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Pit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook.
Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!